Stația de tratare a apei Baia Mare e deschisă tuturor celor care doresc să vină în contact cu apa și mediul. Ușa acestei instituții este deschisă pentru toți elevii, de la grădinițe și până la licee, care vor informații pentru a spori încrederea în serviciile oferite, dar și a aprecia mai mult apa și valoarea ei. Asta s-a întâmplat și astăzi, când elevii școlii gimnaziale Lucian Blaga din Baia Mare au fost în vizită în cadrul Săptămânii Verzi. Este normal să fim parteneri la toate acțiunile pe care le au cei care fac educație, în special tinerilor, dar noi ne adresăm tuturor cetățenilor care vin în contact cu mediul și cu apa. De ce spun lucrul acesta? Pentru că apa provine din mediu. Apa este esențială vieții noastre, se găsește în toate activitățile noastre, dar după ce este ea în circuitul din natură, se reîntoarce într-o formă uzată. Ca să avem o apă bună la robinet, suntem interesați ca această educație să nu se facă numai în cadrul școlii, să se facă și cu sprijinul operatorilor de apă canal. Lecția deschisă a dat prilejul copiilor de a afla de importanța apei și aerului și cunoașterea mediului înconjurător. Aceștia au asistat și la o demonstrație de laborator prin care au aflat despre bacteriile din apa brută și faptul că apa potabilă care ajunge la robinete poate fi consumată în siguranță. Luăm proba de apă de la robinet, turnăm, să punem accesoriu, așa, și ea se îngălbenește. Aveți și voi pe masă aceste experimente, puteți să faceți poză și o să vedeți că în cele două eprubete care sunt colorate cu culoarea galbenă există prezența clorului. Aceasta este o reacție de identificare a clorului, așa. Putem să observăm dacă avem flor în apă. El trebuie să existe până la o anumită valoare. Nu prea mult, că dăunează sănătății, dar nici deloc, că iarăși dăunează sănătății. Suntem clasa exploratorilor, clasa pregătitoare B, elevii ai școlii gimnaziale Lucian Blaga din Baia Mare. Săptămâna aceasta desfășurăm activitățile în cadrul programului național Săptămâna Verde. I-am întrebat pe copilași ce înseamnă verde pentru ei, iar aceștia mi-au răspuns culoare, verdeață, pădure și nu în ultimul rând viață. Astfel că astăzi ne aflăm la uzina de apă din Baia Mare pentru a discuta despre apă, esența vieții. Suntem deschiși de fiecare dată vizitelor, în special pe care le fac elevii de la școlile, în special de pe lângă Baia Mare, deși nu este exclus să facă vizite și în celelalte agenții pe care le avem, fie că este vorba de Târgu Lăpuș, Sighet, Seini, Șoncuta, deci ei sunt invitați să parcurgă drumul apei de la tratare până la epurare pentru a înțelege cât de important e ca apa să fie păstrată curată, să înțeleagă că apa pe care o furnizăm este o apă de calitate și poate fi băută în siguranță. Totdeauna am fost deschis și cu ocazia fie a perioadei în care se sărbătorește Ziua Mondială a Apei sau așa cum în perioada când este săptămâna altfel sau această săptămână dedicată mediului, deci culoarea verde, dar pentru mine verde înseamnă apă în primul rând. Noi nu sărbătorim numai 22 martie Ziua Mondială a Apei pentru că noi o sărbătorim în fiecare zi prin activitățile pe care le facem. Elevii care doresc să știe despre importanța și valoarea apei și circuitul sunt așteptați în fiecare zi, nu numai în cadrul școlii, altfel sau Săptămâna Verde.